Bine ați venit la interviurile Hot News. Astăzi discutăm cu domnul Sorin Georgescu, președinte RomSlot. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Ați început de ceva timp prima campanie pro-vaccinare din sectorul privat. De ce a ales industria jocurilor de noroc să investească pe cont propriu într-o asemenea campanie? Nu era suficientă campania făcută de stat la începutul anului sau de la ce calcule ați plecat? Industria de jocuri de noroc a avut o atitudine responsabilă față de societate și față de sănătatea publică încă de la începutul pandemiei. Și spun acest lucru deoarece eforturile noastre nu au început cu această campanie de vaccinare, ci au început în vara lui 2020, în momentul în care am început să distanțăm echipamente, să investim în separatoare, să investim în soluții de curățat mâinile, în măști, în toate procedurile de care aveam nevoie pentru a putea preveni răspândirea virusului. Din păcate, toate aceste eforturi nu au fost suficiente și atunci am închis activitatea în marile orașe, undeva în luna octombrie, și ne-am reluat activitatea în februarie. Din februarie am operat, nu sfârșitul lui ianuarie, am operat de la sfârșitul lui ianuarie până la începutul lui martie și din nou am închis activitatea. De ce? Iată că există o cronologie în acțiunile noastre, acțiuni responsabile menite a proteja sănătatea angajaților noștri, cât și a participanților la joc. Dar luna martie ne-a prins cu activitatea cam în toată țara suspendată. Și atunci când practic ce s-a întâmplat în lunile martie și aprilie, am intrat în faza 3 de vaccinare și intrând în faza 3 de vaccinare urma să vină și rândul nostru și al angajaților noștri să se vaccineze. În acel moment vreau să înțelegeți că majoritatea erau în șomaj tehnic, erau acasă. Este dificil să convingi sau să discuți rațional cu un angajat care este în șomaj tehnic, care a stat din octombrie până în ianuarie-februarie în șomaj tehnic, este din nou în șomaj tehnic, practic. Imaginați-vă că trebuia să purtăm o discuție rațională cu angajați care în ultimul an au fost cam 6 luni acasă în șomaj tehnic. Și atunci am decis împreună cu Romanian Bookmakers și Rombet să facem un studiu împreună cu IRES la nivel de angajați ai industriei de jocuri de noroc pentru a înțelege care este intenția lor de vaccinare. Din fericire, intenția nu a fost atât de mică, era undeva pe la 46%, dar aveam undeva la 33% nehotărâți și cam 15-20% care erau complet împotriva intenției de vaccinare. De aici a pornit intenția de a demara această campanie, a pornit de la nevoile industriei noastre și dorința noastră de a comunica rațional, educat, informat cu angajații noștri de a se vaccina, pentru că aceasta era singura modalitate în care se pot proteja pe ei și pe familiile lor pentru a nu se îmbolnăvi. Mai mult decât atât, am realizat în timpul studiului că angajatorul are un rol foarte important în modalitatea în care angajatul ia decizia referitor la vaccinare. Și atunci discuția cu colegii, discuția cu managerii, discuția cu oamenii ierarhic superiori, toate aceste conversații, toate aceste discuții, pot să vă spun că au dus astăzi să fim undeva probabil la peste 60% grad de vaccinare la nivel de întreaga industrie. Și aici mă refer în special orașele mari și medii. Nu aș putea să vă dau o situație în afara acestora.
O industrie privată care vorbește despre un subiect atât de sensibil precum vaccinarea, nu este un pariu riscant? Nu este un pariu riscant, este un pariu responsabil. Și este responsabil din partea unei industrii mature și cu un trecut de maturi, cu un trecut responsabil și consecvent în inițiativele sale referitoare la societate și referitoare la sănătatea publică. Am ales să facem acest lucru deoarece era singura inițiativă pe care o putem lua pentru a ieși împreună din această situație. Nu am ales să facem acest lucru special pentru industria de jocuri de noroc. Am ales să facem acest lucru pentru a transmite și noi, ca și toți ceilalți în plan public, că este singura soluție pe care o avem la îndemână pentru a depăși această pandemie. Pentru a ne recăpăta o normalitate măcar și parțială față de ceea ce aveam înainte. Ca oamenii să se întoarcă la muncă, ca oamenii să se întoarcă la viața personală, la cei dragi, la tot ceea ce le aduce echilibru, la tot ceea ce îi face să fie normal, să fie natural. Pandemia a fost deosebit de complicată. A închis comunicarea dintre noi, mă refer între noi ca și colegi, în interiorul companiilor, a închis comunicarea cu cei dragi. Lucrurile sunt complicate atunci când se rezumă strict la online. Nu aveam altceva de făcut. Nu aveam alte opțiuni. Cred că era singura opțiune responsabilă. Din ce știți dumneavoastră, cât de complicată a fost viața celor 45.000 de angajați în lunile de pandemie? Foarte complicată, deoarece am închis atunci când a intervenit carantina, în lunile martie, aprilie, mai 2020, după care ne-am reluat activitatea pentru aproximativ 3 luni, am închis din nou pentru alte 4 luni, unii chiar pentru 6 luni, după care am închis din nou în luna martie. Imaginați-vă că nici măcar nu mai este vorba despre faptul că șomajul tehnic nu este suficient. Nici măcar nu mai este vorba despre faptul că nu mai poți vedea pe cei dragi, că trebuie să porți mască. Pot să spun că am văzut cum angajații noștri, cred că am putut observa asta, începeau să-și piardă speranța. Începeau să-și piardă speranța că se pot reîntoarce la normalitate. Se pot reîntoarce la viața lor de dinainte de pandemie. În campanie am văzut că nu v-ați limitat mesajele doar la angajații și clienții industriei. De ce o campanie de asemenea învergură? Campania a fost organizată de către trei cele mai mari asociații din industrie, dar rolul nostru a fost cel mai mic. Rolul cel mai important l-au avut angajații noștri, care au acceptat să iasă în față și să spună ceea ce simt, prin ce trec, de ce ar trebui să se vaccineze, colegilor, familiile lor, cunoscuții. Pot să vă spun că a fost pentru prima dată, pentru industria noastră, când acele companii care au distribuție națională au ales să împărtășească același mesaj atât în agenții sau săli de jocuri, cât și pe online, cât și pe TV. A fost o campanie de o anvergură fără precedent. Mi-aș fi dorit să vedem mai multe industrii care participă, care contribuie la acest mesaj.
Repet, cred că vaccinarea este singura modalitate prin care putem trece peste această pandemie. Nu există o altă opțiune. Care a fost feedback-ul campaniei? Ați primit mesaje din partea angajaților, publicului, altor sectoare sau de ce nu a oamenilor politici? În primul rând am primit feedback din partea angajaților noștri. Le-am transmis un mesaj că nu doar în discuția cu ei susținem această inițiativă de vaccinare, ci o facem public, față de toată lumea. Nu era ceva ce doream să se întâmple doar în relația cu ei. Eu personal am discutat și în familia mea, am discutat și cu tatăl meu. Cred că toată lumea se afla în următoarea situație. Ori te trezești cu frica de a te îmbolnăvi, ori te trezești cu frica de a face vaccinul. Cred că în final una dintre temeri trebuie să o învingi și cred că majoritatea au reușit să învingă frica de a face vaccinul. Și acest lucru s-a întâmplat prin faptul că au văzut că cei de lângă ei se vaccinează, informațiile referitoare la vaccin devin din ce în ce mai consistente și mai consecvente și garantează faptul că vaccinul este sigur, că nu are contraefecte, că nu sunt consecințe, ele sunt deosebit de limitate și le întâlnim peste tot, nu le întâlnim doar din perspectiva acestui vaccin împotriva COVID. Cred că am demonstrat că ceea ce discutăm cu angajații noștri am reușit să împărtășim cu întreaga societate. Și atunci am căpătat libertatea de a discuta, libertatea de a discuta deschis, libertatea de a discuta deschis la locul de muncă, acasă, chiar dacă la momentul respectiv era un șomaj tehnic, au început discuții telefonice, online, ce crede fiecare, s-au împărtășit surse de informare. Nu cred că i-am convins prin această campanie să vaccineze, ci i-am convins că ar trebui să-și depășească temerea de a face vaccinul. Ei, practic, angajații noștri trebuiau să documenteze, trebuiau să discută cu colegii lor, trebuiau să împărtășească opinii și atunci fiecare își lua decizia personală ce decide să facă. Și iată că avem astăzi companii care au depășit 70% grad de vaccinare. Am văzut o implicare puternică pe zona de online din partea celor peste 20 de companii implicate în această campanie. Cât de ușor a fost să aduceți toți jucătorii din această industrie la aceeași masă și mai ales să convingeți să comunice același lucru și în același timp? Aș putea să vă spun că mult mai ușor decât mă așteptam. Cred că această pandemie, deși atât de grea pentru noi toți, a arătat că avem o solidaritate, un spirit colectiv comun, care, deși nu a fost atât de vocal, a fost decisiv în acțiuni. Și aici mă refer la modalitatea în care oamenii s-au vaccinat în aceste maratoane de vaccinare, au trecut peste dificultățile pe care le-au avut în a se organiza și în a se coordona pentru a se programa și a se vaccina pe ei și pe familiile lor prin programări. Cred că am demonstrat că suntem responsabili, cred că am demonstrat că suntem maturi și cred că am înțeles că doar împreună putem depăși acest obstacol. Care este obiectivul final al campaniei? Câți angajați sunt vaccinați astăzi? Nu aș putea să vă spun exact câți angajați sunt vaccinați astăzi. Pot să vă spun că am informații că sunt companii care au depășit 70% grad de vaccinare, sunt companii care sunt undeva puțin peste 50%. Acum mai depinde și de
fiecare companie care este distribuția ei geografică, națională, regională, sunt mulți factori aici, dar eu sunt convins că în această vară industria va ajunge undeva la 65-70% grad de vaccinare. Până la sfârșitul, putem să spunem că până la sfârșitul acestei veri. Cum au evoluat lucrurile în celelalte industrii care au fost țintite de mesajele industriei de gambling? Pot să vă spun că am primit tot felul de mesaje din tot felul de industrii. Cred că oamenii au înțeles că ceea ce facem noi este doar să dăm voce normalității. Nu am făcut nimic special. A fost mai ușor decât credeam să ne adunăm, să facem acest efort împreună și nu am făcut altceva decât să amplificăm un mesaj natural, normal, matur, responsabil și acela că singura modalitate de a trece împreună peste această pandemie este să ne vaccinăm. Cât de responsabilă este industria jocurilor de noroc din România? Iată că a fost nevoie de această pandemie pentru a prezenta societății că suntem o industrie matură și responsabilă. Aș spune că este un început pentru ceea ce veți vedea din partea industriei jocurilor de noroc și vom continua să ne onorăm rolul în componenta de responsabilitate socială și sănătate publică, pentru că noi facem parte din societate și ne cunoaștem rolul și locul și ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem. Asta a fost tot. Noi vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și vă mai așteptăm la interviurile Hot News. Și eu vă mulțumesc foarte mult și cu mare drag oricând.